Procuratura anticorupție are o nouă șefă. Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat pe Veronica Drăgălin în urma probei de interviu care a avut loc pe data de 7 iunie. Candidata câștigătoare revine din Statele Unite ale Americii pentru a ocupa fotoliul activând în prezent în calitate de procuror adjunct în secția de corupție publică și drepturi civile din biroul procurorului american din Districtul Central al Californiei, Statele Unite. Anunțul a fost făcut de ministrul justiției Sergio Litvine pe rețelele de socializare. CSP a hotărât că Veronica. Drăgălin este câștigătoarea concursului pentru funcția de procuror șef a Procuraturii Anticorupție. Candidatura lui Drăgălin va fi înaintată procurorului general intermar pentru numirea în funcție, a mai scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Amintim că procurorul Drăgălin Veronica a fost promovată și de către Comisia Specială de Preselecție la funcția de șef a Procuraturii Anticorupție. Veronica Drăgălin, fica Elenei Drăgălin, a organizației Moldova AID, precum și a organizației Moldovan American Convention.